Dacă știam, veneam mai de mult. Acasă îmi zicea doamna gălăgii bărbatul meu, da? Odată s-a supărat bărbatul meu pe mine și eu am zis că nu mai gătesc. Nu am vândut casa de la țară unde m-am născut, deși trebuie să o fac teo, pentru că mi este foarte greu. Stătea în pat, acasă, stătea așa în fotoliu și odată făcea așa. Și odată nu mai respira. Mă rog de fiecare dată ca să fie acolo în rai și să mă aștepte și pe mine și să fac un loc acolo să fiu lângă, că l-am iubit extraordinar de mult. Nu există om care să nu fi greșit în viața. Dacă cineva mă face țăran, că eu sunt mândră. Eu zic, do! Și major sau minor, zic, te interesează? Modelul meu a fost Sofia. Când se naște un artist, Dumnezeu îi atârnă o stea în leagă. Mi-e dor de ochii tăi ce-au fost atât de răi. Îți mulțumesc pentru asta, pentru că m-ai lăsat să-ți fiu prietena. Și uite, așa se face că ne-am regăsit în această săptămână atât de frumoasă, încărcată cu atâtea și atâtea sentimente care ne încearcă. Stăteam și mi-aminteam zilele trecute că ani în urmă am vizitat zona Cotnari. Bineînțeles, localnicii m-au dus să văd via. Mi-aș fi dorit un pic mai mult, mi-aș fi dorit să văd procesul de fabricație, felul în care ies lacrimile alea de vin atât de bune pe care le știam de la părinții mei care erau fiind cunoscători a acestei game de atât de mare tradiție. Mi-ar fi plăcut să pătrund în inima Cotnariului și să înțeleg procesul. Atunci nu s-a putut, pentru că așa erau vremurile atunci. Dar iată că lucrurile s-au schimbat, cramele s-au deschis, Crama Transparentă este o campanie pe care Cotnari a lansat-o pe piață pentru fiecare dintre noi. Oricând vreți să repetați experiența mea și să vedeți Crama Cotnari, puteți să mergeți acolo și ușile vi se vor deschide. O să vedeți vinuri de toate felurile, veți participa la campanii de degustare, veți putea degusta tămâioasă românească, busuiacă de Bohotin, grasă de Cotnari, vinuri pe care le știți cu siguranță de ani și ani și care v-au făcut sărbătorile cu adevărat frumoase de atâta vreme și care vor continua să facă asta. Ce vi s-a va părea puțin diferit și mie mi-a plăcut teribil este că Crama Transparentă se traduce și în eticheta vinului. Eticheta nu mai e aia pe care o știam noi, e una care arată, denotă transparență, e albă. Și vezi limpezimea vinului, vezi vinul alb, strălucitor, rozeul ăla, cum numai la Cotnar se face, parcă prin etichetă. Trebuie doar să întorci sticla și să vezi frumusețea. Pentru cei care sunt curioși și care vor să intre în inima Cotnariului cu adevărat, www.cramatransparenta.ro, e atât de simplu. Încercați să faceți ce am făcut eu și veți trăi mai mult decât am trăit eu încă. Și știți ce e frumos? Toată această experiență pe care tocmai v-am propus-o, și anume să vizitați cramele Cotnari, este o experiență gratuită. E o experiență pentru care nu trebuie să plătești bani, ci un pic de suflet. Cramatransparenta.ro e acolo pentru voi, pentru orice detalii. Acestea fiind zise, într-o săptămână atât de specială cum este cea pe care o traversăm, mă gândesc să faceți recunoștință cu una dintre cele mai mari interprete de muzică populară pe care le-a avut România vreodată, Mioara Velicu, pe care o iubesc și pe care o invidiez din suflet pentru tinerețea ei, pentru cheful ei de viață, pentru pofta ei de a trăi, de a cânta, de a face tot ce face cu modestie așa și cu respect. De pop, draga mea. Te mulțumesc pentru invitație și dacă știam, tu oricum, de fiecare dată ai vorbit frumos de mine, dar dacă știam, veneam mai de mult. Trebuie să tragem de tine. Da, mulțumesc din suflet. Mi-era dor de tine, pentru că nu te-am mai văzut pe ecran, să zic, unde aveai tu emisiunea, dar tu ai acum și mai frumoasă emisiune, pentru că toată lumea, poate că nu se mai uită la televizor cum se uită pe YouTube. Și ar mai fi un avantaj. Faptul că noi două apucam să vorbim în emisiune
10 minute, un sfert exact. De oră, hai. Dar tu știi că eu am mai fost la o emisiune de-a ta? Ia zi-mi. Ți-aduce aminte? Tot așa. Nu, tot așa într-un apartament undeva. Adă-ți aminte. Doamne, ce memorie ai. Da, da. A fost primul podcast, înainte să se inventeze podcastul, noi făceam chestia asta. Așa. Am făcut cu domnul Arșinea, am făcut cu Dan Bin, m-am cu tine, cu nume uriașe. Da. Și nu știam că va deveni așa. A fost foarte frumos, da, da, foarte frumos și sunt câțiva ani de atunci. Da, dar nu trebuie să ne gândim cât de mult trece timpul. No, deci, ce facem cu el. Exact, da, da. Că veni vorba... zice că dacă îi dai unui prieten și îl asculți, îi dai din timpul tău, îi dai din viața ta care nu se mai întoarce niciodată. E cel mai mare cadou. Da, da, oferi da, e cel mai mare cadou, da, da, da. Pe care nu-l poate redobândi. Așa, dacă îi dai ceva material, mai facem. Sigur. La timp nu mai facem. Da. Tu ți-ai petrecut timpul și ți-l vei petrece și de acum încolo cu tare mare folos. Și asta ți se trage din copilărie. Și pentru că suntem în săptămâna despre care am pomenit și că avem lângă noi un vin bun pe care îl apreciem, să ne aducem aminte de vremurile copilăriei noastre și despre Paștele pe care îl petreceai tu cu ai tăi. Primele amintiri. Tu îți mai amintești cum era pe atunci? N-am să uit niciodată. Nu-i așa? Pentru că așa copilărie frumoasă am avut. Chiar dacă eram financiar modest, toată familia mea, am crescut într-o familie de 8 copii. Tu ai 7 frați. Da, da, și mai suntem 3 în viață. Am fost 3 fete și 5 băieți, cu părinții 10. Gândește-te că dormeam toți într-o cameră. Erau două paturi, da, două paturi. Mai aveam undeva un cotruț, așa îi ziceam noi acolo. Așa, și dormeam extraordinar de bine, pentru că toată ziua ne jucam, sau dacă veneam de la școală, sau dacă veneam flămând, sau dacă... Picați frânți! Băi, dar nu se poate. Și dimineața, nu am să uit niciodată, dimineața când ne trezeam, simțeam mirosul de lapte fiert, de turte făcute pe plită, așa, atunci. Și căldură. Și căldură. Nici ne trezeam și ne punea la masă. Aveam o masă rotundă din lemn cu scăunele și mâncam acolo și s-auzeam într-un castron mare, punea mama lapte cu mămăligă, cu tot ce aveam noi acolo și s-auzeau lingurile. Pop, 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 pop. Și liniște rești. Da, și nu se poate, da. Dar de Paște primeați haine noi? Numai de Paște și de Crăciun aveam. Și nu pasați de la unul la altul? Ba, da, gândește-te ce haine noi, da, sigur, dacă dar ne cumpăra de haine noi de Paști ne lua. Pentru că fratele meu cel mai mare lucra la Galas, la fabrica Fus, unde erau materiale foarte multe, fabrică de mătăsuri, de toate astea. Și el ne aducea, că îi dădea de la fabrică de acolo, metraj, da, aducea și ne făcea pentru rochii, pentru noi și stofă pentru băieți, ca să le facă. Și aveam o croitoreasă acolo și știu că de Paști și-l păstram, Doamne, ne duceam la biserică, cu îmbrăcați frumos. Și ascultam predica și ne spovedeam și spuneam tot ce am făcut noi. Acum nu mai pot să spun. Ba da, pot să spun și acum, pentru că nu există om care să nu fi greșit în viața lui. Dar ce poți ne puteai să faci tu la vârstele alea? La vârsta aia nu, dar mai târziu încoace. Da, făceam și atunci, când ne căjeam părinții, făceam fel de fel de năzbâtii. Eu eram... Ion Creangă în varianta feminină. E capul răutăților. Da, capul răutăților. Și tot timpul, chiar câteodată nu făceam, dar spunea, ea a făcut, pe mine mă cheamă Maria, da, mă cheamă da, din da, botez, da. Da. Maria a făcut, păi sigur că da, ea i-a luat, ea i-a făcut. Și nu prea mâncam bătaie că eu fugeam. Dar ceilalți stăteau, știi? Păi, dar eu fugeam, nu. Am dus o copilărie extraordinară și pur mă mama ne punea de pat și cerneam făină, câte 14 kg, că eram foarte mulți și noi trebuia să dăm și la, când ne duceam la cimitir, trebuia să dăm la vecini, că așa te duceai. Nu mâncai până nu te duceai să dai pentru cei care au plecat la Domnul. Trebuia să împarți. Și vecinii făceau același lucru. Același lucru, sigur că da. Același lucru făcea și era o tradiție extraordinară pe care eu o mai păstrez și în ziua de astăzi.
Și unde dai tu? Da, eu nu mai dau aici, dar sunt la țară. Mă duc la țară de fiecare dată. De Paști și de Crăciun nu. Dar de Paște mă duc. Dar unde la țară? În județul Galați, satul Ireasca, comuna Gohor. E satul în care m-am născut. Satul care... Na, eu sunt cea mai bună, că nu mai e nimeni în sat ca la mine, cântăreață, știi? Dar... mă bucur din suflet pentru ce am trăit, pentru ce trăiesc la ora actuală. Și un lucru esențial în viața ta, în comun între ce ai trăit, ce trăiești și ce vei trăi, e faptul că tu ai cântat. Da. Tu te știi a cânta de când? De mică am cântat, dacă pot să spun, din burta mamei. Da, de când m-am născut, țipam, că noi ne-am născut cu moașe. Nu ne-am născut la maternitate și nu știu ce. Da, dar am fost fericit și fiecare e hrăzit de Dumnezeu cu ceva. Și dacă Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în traistă, dacă te ții pe ceea ce ai tu, ce îți place să faci. Uh-huh. Pentru că eu n-aș putea să mă duc pe scenă și să mi-am luat bani și am plecat. Nu pot, nu pot eu dacă nu simt publicul, dacă nu vibrează cu mine odată. Ca să înțelegi tu, o să-ți povestesc o întâmplare trăită de mine acum o oră și un pic. Să dea de vorbă cu un prieten și cine vine, uite Mioara. Zice, păi eu nu mă duc la spectacole de muzică populară, dar m-am nimerit la un spectacol de muzică populară și zice, uite, numai când îți povestesc mi se face pielea pe mine, și așa era, zice, bă, când a început să cânte doamna Velicu și am văzut cum e sala și cum glumește, cum interacționează cu publicul, cum... Și zice, e... Și tot căuta cuvântul, e... Și zic, tânără, da mă, e tânără. Chestiunea de vârstă biologică nici ție nu ți se aplică. Tu o să rămâi cu o copiliță, da, câte zile ai avea tu? Da, să știi că și la minte tot copiliță. Da, știu, păi acolo zic. Da. Îmi place să fac atmosferă pe unde mă duc frumoasă, pentru că felul meu este așa, nu m-a învățat nimeni, nu am copiat pe nimeni, nu. Știu. Dar am mers cu cei mai mari soliști și actori în spectacole și am învățat de la fiecare câte și ceva. Și mai e ceva. Tu le ești recunoscătoare, repet, suntem într-o săptămână sfântă și nu zicem prostii la televizor, recunoscătoare fiecăruia pentru ce ți-a dăruit. Tu ai spus la un moment dat că ție oamenii ăștia mari, Irina Loghin, Venole Sinulescu, da, numele Maria Ciobanu, Dolănescu, Sofia Vicoveanca. Deci oamenii ăștia ți-au dat o pâine. Da. Eu am regretat că nu am văzut-o niciodată pe Maria Tănase în viață. N-am fost cu niciodată cu ea, pentru că eram și mai mică, că eu sunt angajată la un ansamblu profesionist din 1963. Vălelică, da. Și așa acum... Nu, acum, din 96 am ieșit la pensie. Tu și pensia. Dar nu, deci mai mult am activitate decât, decât atunci când eram bine, când eram la ansamblu, nu puteam pleca pentru că noi aveam programul nostru, dar după ce am ieșit la pensie, nu știu, am început să mă solicit, da. Și dacă am văzut că mă solicită primăriile sau impresarii la spectacol sau asta, adică a trebuit să fiu recunoscătoare prin ceea ce știu eu să fac. Nu m-am dus niciodată să dau la cineva ceva, nu m-am dus, dar pentru că am fost solicitată, zic, mă, trebuie să aduc de fiecare dată cântece noi, dacă vocea merge, să mai fac o ghidușie, să mai spun un banc, să mai fac, adică să fac o atmosferă, nu pot să zic că fac show pe scenă, dar e un mini show, da, acolo fac, da. Deci recunoscută pentru asta și invitată și plăcută pentru asta. Da. E ceva ce te sperie. Citeam undeva, numai tot căutând despre tine lucruri și numai frumoase am găsit, că ai teama asta să nu ți ia Dumnezeu vocea. Da, asta mi-e teamă. Dar să știi că sunt pregătită. Pentru că și calea ferată se strică. Calea ferată se strică. Da. Dacă mi-ajută Dumnezeu, anul ăsta fac 80 de ani.
pe 19 octombrie, da, 60 de ani de cântec și 80 de ani de viață și Bebe Mihu, soțul Mariei Dragomiroiu, îmi va face un spectacol pe 30 octombrie la Sala Palatului, un spectacol aniversar, da. Mie mi-e frică, eu n-am vrut să mă duc, sunt emoții, sunt... Mai zi o dată ziua spectacolului. Deci 30 octombrie la Sala cu invitați la Sala Palatului știi? Un spectacol aniversar. Pe o parte știu. Dar sunt și surprize. Ascultă-mă da? Ce-ți zic. Tu zile așa. Eu cât ce vreți voi, fac ce vreți voi. Dar nu-mi spune cine vine. Si se duce jumate din emoție. Deci dintr-o dată așa tu nu știi despre ce e vorba. Eu fac ce ziceți voi. Am pățit același lucru, bine, redus la scară mult, îți dai seama, nu mă compar eu cu tine. Ei, na. Dar am prestat 25 de ani și tot așa, Sala Palatului, spectacol aniversar. Am zis, eu nu vin. Nu vin că mor, mă leșin acolo. Invitați au fost Mihai Tatulici, Mircea, Holograf, Zdub și Zdub. Deci ceva, treceau prin fața ochilor mei și la sfârșit am auzit o voce mititică cântând mulți ani trăiască și era... Fimea de mână cu Dan Bitman. Fimea nu cântase niciodată și a cântat în Sala Palatului de față cu 4.000 de oameni. Doamne, ce frumos! Am zis că mor! Ce frumos! Formația Taxi, Dan Teodorescu, care mi-a făcut un bus din înghețată până aici, cu fund cu tot. Și zice, să fiu iertată, dar așa a fost adevărul. Zice, în hol aveți din partea noastră un tort și acum o să puteți să o mâncați pe doamna Teo de la propriu. Și eu neștiind am înțeles când am ieșit în hol și am văzut 72 de kilograme de tort, că era mai mare decât mine. Deci ce o să pățești? Tu mă gândesc dacă mie mi s-a întâmplat așa ceva. Nu știu, am o teamă da. Că dacă nu vine lumea la spectacol. Păi da, mă, Teo, pentru că... Ascultă-mă ce... Mioara Velicu. Tu ai auzit de persoana asta? Nu prea. Ce? Că eu am auzit și m-am soțit peste tot și mi-a fost apropiată și mi-a adus multă audiență. Nu e Mioara Velicu. Mulțumesc. Ca să știi tu așa. Da, Teo, dar tu ești una dintre oamenii de televiziune care ai putut să scoți de la noi ceea ce noi n-am, nu că n-am fi vrut, dar nu ne-ar fi venit în minte să spunem. Și tu dacă ne-ai dat la plasă, noi imediat am venit și ne provocai și făceam emisiuni extraordinar de frumoase și îți mulțumesc pentru asta, pentru că m-ai lăsat să-ți fiu prietenă. Da, și stai un pic... Dădeam să mă mut în Cosmopolis, marele meu visie, să mă mut lângă tine. Era atunci când nu mi-am... Ori erau niște apartamente în care nu încăpeam, ori erau niște vile în care mă pierdeam. Și mă sună Mioara să-mi învârtă cuțitul în ran. Hai și mută-te în Cosmopolis aici lângă mine și zgătesc în fiecare zi. Să mor, că n-am găsit casă, să mor și să înviez. Zic tu, ce mi-ai fi făcut? Tu ești foarte dragă, Teo. Ce? Ești foarte dragă și ai un suflet foarte bun și cine e în prezența ta să simte extraordinar de bine. Și ce vrei mai mult de atâta? Eu nu vreau să mă duc crispată undeva și să... Aoleu, ce mă întreba? Aoleu, ce mi-o zice? Aoleu. Nu, ești deschisă, ești asta și ești așa pe placul tuturor, să știi. Mulțumesc. Că toți vorbesc foarte frumos. Toți colegii mei și toți cei care au fost în emisiune la tine și mai ales acum în această emisiune, în podcast, pentru că e lumea să uită pe telefon. Da. Să uită pe telefon. Oriunde ar fi. Pentru că nu pot să iau televizorul cu mine. Dar în mașină, în tren, în maxi-taxi, în axa. Deci pot foarte bine să mă uit ca să mă recreez și să văd și să mai învăț și ce spune altul. Da. Dar sigur că da. E foarte important. Să ne întoarcem la Sfintele Sărbători. De-a lungul vieții tale le-ai sărbătorit în diferite feluri. Presupun că ai nimerit și în turnee. Vai de mine. Păi noi când am devenit solistă, de fiecare dată, de Paști și de Crăciun și de Anul Nou, noi cântam. Nu stăteam lângă familie. Culmea e că am și prietene în toate muzicile, tot felul de muzici, care au spus, dom'le, până aici, eu de Paști și de Crăciun nu cânt. Apoi altele spun, nu am mai prins Crăciun acasă de la războiul cu Spania. Da, și eu până acum 11 ani, nici eu cântam. Dar după ce s-a dus soțul meu la... Cele Sfinte. Da, așa. Fiica mea și nepoată mea nu m-a mai lăsat să cânt. A zis că Paștele îl facem în familie. Ți ajunge de câte ori ai fost plecată și am simțit lipsa ta mereu. Și
Și Crăciunul și Paștele îl fac acasă. De 11 ani de zile eu n-am mai cântat. Uite, asta e un mai cântat de sărbători, de Paști și de Crăciun. Dar mulțumesc Lui Dumnezeu, Teo, că sunt solicitată să mă duc la petreceri private, în spectacole, în turnee, în țară, în străinătate pentru diasporă. Și mă simt extraordinar de bine. Eu am dat buletinul la cineva, adică mă cunoștea, dar nu știa cum arăt, știi? Și am dat buletinul ca să-mi ia bilet. Și am zis, Doamne, nu vă spărați dumneavoastră, veniți neînsoțită. Păi chiar? Păi da, neînsoțită. Dar pentru că eu m-am obișnuit pe avioane cum eram cu căruța la țară. Mm-hmm. Știi? Pac, m-am urcat în avion, mă doare capul, mă duc acolo, mă uit pe telefonul ăsta, nici nu știu când ajung. Îmi pun filme, li scot pe, nu știu cum se cheamă alea. Așa, da. Mi le scot și mă uit, nici nu știu când am ajuns. Să mă înveți și pe mine. Tu scumperi bilet? Nu, ei îmi cumpără. Așa, da? Ei îmi cumpără. Eu nu știu să-mi cumpăr bilet. Dar tu ai vrea să mergi într-un spectacol să prezinți? Am emoții prea mari. Dacă sunt cu tine, pe cu mine, m-aș băga. Dar singur eu mor. Când începe spectacolul, eu am senzația că s-a terminat viața, gata. Acolo, zic, dacă nu mor acum... Doamne, Teo, păi da, tu știi cum mai face. Toată lumea te iubește. Bine că mi-ai spus. Da! Da. Ce faci pe 1 iunie și 2 iunie? Ce faci? 2 iunie ziua mea. De naștere. Aha, deci nu poți să pleci. De naștere. Stai să vedem când se nimerește, că poate avem liber în perioadă. Nici m-am uitat când e ziua mea. Sau nu m-am uitat. Da, Teo, dar trebuie să mergi pentru că lumea te iubește și de ce să privezi pe cineva care are plăcere să te vadă? Și e ca o excursie, știi? Da, e ca o excursie. Am fost în Israel, într-adevăr, odată și am prezentat, eram cu Cristina asta mate, cu Temișan, ceva frumos. Ajungem noi la Tel Aviv, vine poliția din Tel Aviv și începe să ne caute. Puști, pistoale, topoare, cercei și alte dude. Curate. Trece Catanga, Dumnezeu să odihnească, trece Cristina Stamate, trece toată lumea, Temișan. Hop! Înalt, brunet. Uite așa, l-a căutat. L-au căutat și în coc. L-au căutat de la un zăpăcit. A fost la podcast săptămâna trecută, am râs și am glumit, a fost ceva deosebit. Dar am uitat să-l întreb, ce au avut frate cu tine dintre noi toți? I s-a părut suspect. Mm-hmm, prea înalt, prea frumos, prea ca la țară. Ce-i cu el? Are ceva, ce-i da? Ce-i cu el? Are vreun cusur. Da. Bun, ai cântat, spuneai, în turnee de sărbători. Da. Cum e să fii într-o noapte sfântă în altă țară? Păi eu de Revelion, de exemplu... De Paști, zic. De Paști nu prea am fost decât în țară. De Paști nu am fost decât în țară și cântam și nu prima zi, a doua și a treia zi. Deci prima zi? Da, prima zi nu făcea nimeni. În prima zi de Paște nu făcea nimeni. Acum se obișnuiește să face, că s-au mai pierdut din tradiții, mai ales în partea Moldovei de Sud. Nu vorbesc de Bucovina, care au păstrează tradiția și obiceiul, sau Maramureșul, sau Ardealul, sau acolo este, toată lumea merge îmbrăcată la biserică de Paște în costum național. Da. Și asta este extraordinar de frumos. Am trăit vremuri foarte bune, când era vara-vară, iarna-iarnă, toamna-toamnă, primăvară-primăvară. Da. Pentru că tot timpul aveam haine de schimbam, de iarnă, de primăvară, de asta. Acum treci... Din bocanci și sandale. Exact. Da, exact. Și atunci părinții și toți oamenii din sate și de asta aveau fiecare de toamna făceau pentru iarnă și primăvară pentru vară. Făceai întotdeauna și tot era extraordinar de bine pus la punct. Mă, organizat, da. Toți știau, toți aveau porumb, floarea soarelui, grâu, fasole, cânepă. Nu știu dacă tu știi, dacă ai auzit, că noi aveam hectare întregi de cânepă. Păi din saci din ce se făceau? Da. Da. De ce să faci soară? Da, exact. Și făceam, aveam diferite scule din astea, care raghele, că trăgeam, făceam canuri. Mă, orice era bun. Orice era bun, dar pentru că era și de acolo, din curte. Dacă mâncam o pasăre, era... Mi-aduc aminte că noi mâncam o dată pe săptămână. Carne. Carnea, da.
Făcea mama sâmbătă și ne ajungea și duminică. Și tăia o rață, două, o găină, o gâscă, un curcan, făcea și mâncam toți, da. Dar culmea era extraordinar de bine pentru că nu mâncai 3-4 zile cum o bagi acum la frigider. Noi da. Nu aveam frigider de atunci unde? Și nu aveai unde să pui mâncarea. Și atunci mâncai tot timpul proaspăt. Tot timpul. Și dacă voi să conservi ceva, de exemplu, de la porcul de Crăciun, păi da, nu poți să mănânci niciodată tot. Da. Atunci se făcea, aveam, acum să punem borcan de sticlă, dar noi aveam din garniță. Garniță din aia cu capac și se topea, se făcea untură și în untura aia se băga carnea. Și nu intra aer acolo, nu? Adică se conserva sigur că perfect. Da. Deci, și deasupra iar punea untură, deci n-aveai cum să ajungi la asta, da. Și când scotea mama, și când făcea o mămăliguță, și când cu varză murată, și cu ardei, și cu... Mamă, nu se poate. Aparcă mi-e foame. Ca să rămânem la zona asta de mâncare, tu ești o mare pricepută în povestea asta. Te-am văzut și la televizor, te-am văzut în Ferma Vedetelor și ai demonstrat acolo și latura asta. Deci și artistă, și gospodină, și cumva o mamă devotată, toatele jonglezi da, așa. Pentru că am învățat de acasă. Cei 7 ani mi-au prins extraordinar de bine și faptul că am copilărit și am văzut totul la părinții mei și mai ales am văzut seriozitatea aia de și disciplina aia și rușinea aia de om de la țară. Eu mi-mi place dacă cineva mă face țăran, că eu sunt mândră. Pe cum adică? Pentru că eu, da, pentru că eu sunt la origini țărancă și de chiar dacă am venit din 80 în București sau dacă am fost plecată pe acolo, eu sunt mândră de și n-am să uit niciodată de unde am plecat, pentru că acolo am învățat cele mai frumoase lucruri și am căutat să o învăț și pe fata mea și pe nepoata mea. Acum nepoata mea când o să aibă un copil, dacă l-o învăța, sper să trăiesc până atunci. Ai, numai eu când te aud, scapă câte o vorbă de asta, îmi vine să nu știu ce să-ți fac. Ofteu, trebuie să fim pregătiți pentru orice. Să știi că dacă vrei să investești în ceva... Este locul de veci. Asta este obsesia mea. Toată lumea zice că sunt nebună. Și am investit asta și am făcut, să știi. Am făcut să fie acolo ca să nu aibă niciun fel de probleme. Sigur că dacă atunci ești zăpăcit, nu știi ce se întâmplă. Mai vine și o televiziune și spune cum te simți. De cum se întrebe așa ceva? Cum te simți când eu sunt atât de îndurerată sau cel care și-a pierdut persoana dragă? Ar trebui alte întrebări, ar trebui să, nu știu, sau să-l lași în pace în durerea lui. Da, da. Pentru că au trecut 11 ani de la una dintre marile, marile pierdere ale vieții tale și spuneai chiar înainte, mă simt împlinită, sunt fericită și mulțumită și mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am, dar îmi lipsește jumătate. Așa este, Teo, și sfătuiesc pe toți cei care au încă jumătatea, chiar dacă mai sunt discuții, să lase unul de la altul. Bine, eu mai eram și eu că acasă îmi zicea doamna gălăgii bărbatului, da? Dar mă întorceam foarte repede și eu nu țin dușmanie, nu țin, dar sunt, am și eu nervii mei, că nu se poate, mai ales când am dreptate. Dar mi-a dat Dumnezeu noroc de bărbat extraordinar de bun, de tandru, chiar dacă era un pic rebel și mai adică nu era chiar atât de drăgostos cum eram eu. Ei, bă, nu se poate că e bărbat. Da, da. Am văzut în alte în familii că se împacă extraordinar de bine și că vin la televizor și spun, mamă, suntem extraordinar de fericiți și pe urmă vin, ce-a făcut, ai văzut ce-ai făcut, tu ce-ai făcut. Asta este foarte urât. Cred că trebuie momentele din căsnicia ta trebuie să le ții acolo. Că poate nu ar fi fost toate roz. Păi nu, normal, dar nu există viață într-o căsnicie, viață roz, să fii numai bine, 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 bine. Și nici nu-i frumos, că nu, împăcarea este extraordinar de frumoasă. Știi? Când că văd eu că nu s-a supărat pe mine. Odată s-a supărat bărbatul meu pe mine și eu am zis că nu mai gătesc.
În gândul meu, n-am gătit nimica. Și el, dacă a văzut, nu mi-a zis nimica. A început el, că era un gurman și știa să gătească, știa să facă de toate. Mă, și-a făcut o mâncare bună. Doamne, și eu stăteam un miros așa și mă, m-o chema sau nu m-o chema la masă? Eu mai treceam pe acolo, mai luam din farfurii, mai luam din asta și hai, vino și mănâncă, că știu că ți-e foame. Și spun, bravo, Nicu, ai făcut nemaipomenit. De acum știi că o să mă supăr mereu pe tine. Să mă tot supăr. Ți-amintești ce ți-a gătit atunci? Cum? Ce ți-a gătit atunci? Nu știu mă ce am zis eu, că eram și rea de gură, să știi. Da, el era mai spunea adevărul, pentru că el era sportiv și știa, dar au avut o disciplină. Da. Avea o disciplină extraordinară, da. Și m-a învățat și pe mine foarte multe lucruri. Și să știi că îi plăcea să mă duc să cânt. Eu cred că el acolo sus zice, bravo, Mioara, mergi în continuare cu cântecul, pentru că îi plăcea foarte mult să merg să cânt. Nu era supărat niciodată, nu era gelos. Te însoțea? Uneori. În ultimul timp chiar nu mai mergeam cu el, pentru că nu mai putea să conduc noaptea. Eu, și mi-era și teamă. Dar am zis, lasă-l să fie liniștit, să fie acolo la acasă, să-l știu că e bine. S-a întâmplat un accident. Da. Undeva în 2000... Cât a fost? Nu mai țin minte așa bine, cred că în 2000. Dacă 11 ani, ca prin 2007. În 2007. Da, cam și în 2007. Și asta este un minunat prilej să învățăm din nenorociri, pentru că îmi pare rău că trebuie să vă spun asta. Se întâmplă să înveți din nenorocirea altui om. Îți pare rău pentru el, se rupe sufletul pentru el, dar bagă la cap dacă tot s-a întâmplat, că Dumnezeu nu le-a lăsat ca să nu învățăm nimic din nimic. Dacă nu le pățești, tu nu înveți. A fost într-o noapte în care... ați dormit în camere separate, pentru că într-o cameră era mai cald, într-o era mai răcoare, și în camera caldă era monoxid de carbon. Chiar de Crăciun, că ne dusesem să tăiem porcul înainte de Crăciun și la țară și era frumos. Mama făcuse sarmale și făcuse toate alea acolo, pregătise și hai să ne ducem să dormim. Și noi aveam o sobă acolo care scotea un pic de fum, știi? Mm. Dar oricum era stins focul când sat. Zic că nu vreau să dorm aici pentru că e frig, da. Eu vreau să mă duc în camera cealaltă acolo. A, tu ai dormit în camera cu soba? El a dormit. El așa, a dormit, da. Așa. Și în partea asta la alta aveam sobă, dar era cu hornul ca lumea, când de bine ne mutasem noi atunci la țară. Și dimineață nu se mai scula, că noi am încălzit apă tot, să vină vecinii să ne ajute să facem asta. Și când m-am dus, el era pe o parte în pat cu o spumă așa la gură și nu respira ca lumea. Dar s-a recuperat. Da, după asta da, a venit, l-am dus la spital, da. S-a recuperat, a mers foarte bine, dar n-a avut grijă de el, pentru că el a făcut și-a făcut și la țară, la el, acolo la Vișani, o casă foarte frumoasă. Și pentru, dar și plăcea, pentru tine. Da, și îi plăcea extraordinar de mult. Și eu mă bucuram și eu că era vecinii acolo. E foarte, am vândut casa pentru că nu puteam să am și la țară și aici. Dar nu am vândut casa de la țară, unde m-am născut, deși trebuie să o fac teo, pentru că mi este foarte greu. Eu nu mai pot să mă mai duc singur, nu mai e nimeni. Nu mai n-am pe nimeni. Fratele meu nu mai este, acum 2 ani s-a prăprădit și fratele meu, și nu mai are cine. Și nu mai pot, nu mai sunt în stare să mă duc, să aduc pe ăla, nu vine lumii să te ajute la treabă, nu să mă ajute, să-i plătesc, nu. Știi că de câte ori îi găsești numai prin cârcium sau prin astea. Și aminte n-au de lucru. Asta da, și zic că n-au de lucru, dar eu aș avea să le dau, uite, te duc acolo să-ți dau asta, nu. Și nu numai la mine, se întâmplă la multe. La toată lumea. Și uite, așa că el a făcut pe urmă, că nu s-a tratat cum trebuie, a făcut 2 cheaguri pe aortă. Mm. Și nu puteau fi dizolvate.
Și nu vrea să meargă la spital. Nu? Până eu am vorbit cu Ștefania, Ștefania, recomandă-mi și mie un doctor ca să mă duc cu bărbatul meu așa, un cardiolog. Și mi l-a recomandat pe doctorul Țintoiu de la Spitalul Militar și m-am dus. El n-a vrut să meargă. Eu m-am dus cu dosarul. Că el îi plăcea la Spitalul Ministerului de Interne. Și m-am dus cu și doamnă, eu nu pot să vă spun nimic, trebuie să-l văd. Asta. Și păi, Nicule, să mergem cu mari rugăminți. Ne-am dus și pe urmă ne-am dus și a zis, doamnă, dacă veneați acum vreo 3-4 ani, era extraordinar de bine, că puteam să-l operez, dar nu se poate, pentru că cheagurile, da, nu suporta inima. Am înțeles. Da, nu suporta inima și atunci i-a fost mai greu, dar totuși a dus-o, se ducea la fiecare lună și îi făcea o injecție anume, stătea la terapie intensivă și mai dizolva din, de asta și putea să răsufle și putea să meargă mai bine, da. Stătea în pat, acasă, stătea așa în fotoliu și odată făcea așa. Și odată nu mai respira. Ah. Și eu, Nicu, eu făcea că mi-era frică. Ce, că nu-i nimic, că așa sunt eu, da. Deci nu respira bine. Da. Stop cardiac a făcut. Eu nu sunt lămurită și mulțumită de faptul că eu m-am dus vineri la el. Și era bine și ai mioara că vreau să merg acasă și pe urmă mi-a dat telefon și mi-a spus, vezi că mă mută la alt salon și să vii la salonul ăsta. Și atunci când m-am dus a doua zi, mi-a spus că e în comă indusă. Nu știu ce înseamnă asta. Când starea e atât de gravă încât încearcă într-un fel să te lase să te odihnești ca să poată lucra ei. Da, nici să nu s-a mai trezit. Deci a stat 2 săptămâni în com, așa mă duceam la el, deschidea ochii, o, Doamne, nu vreau să mă gândesc și avea atâtea speranță de viață, că să meargă, să facă, îi plăcea extraordinar de mult să meargă la țară, să fie cu prieteni, ne aduna pe toți, era extraordinar de frumos. Simt lipsa asta foarte, foarte mult, deși sunt, am această meserie frumoasă și sunt pe scenă, dar simt lipsa lui și mă rog de fiecare dată ca să fie acolo în rai și să mă aștepte și pe mine și să fac un loc acolo să fiu lângă, că l-am iubit extraordinar de mult. Îți vine în vis? Da, vine. Și tot timpul e preocupat de ceva, tot timpul vrea să facă ceva. Tot timpul vrea să facă ceva. Și eu zic, Nicule, dar stai de vorbă cu mine. Nu știu cum o fi pe lumea cealaltă, că nu știe nimeni, dar am credința că el mă veghează de acolo și că îi place ceea ce fac. Și că sunt un om cu minte și că nu fac cine știe ce obrăznicii și să, numele lui. Mie mi s-ar părea, dacă mi-ar spune cineva acum că nu vrei să te măriți sau asta, ar fi o jignire. Pentru că nu vreau, nu mai văd rostul la așa ceva la vârsta asta și chiar mai înainte. Nu mai văd rostul. Nu. Eu îmi trăiesc viața așa, o trăiesc în continuare și știu că el este undeva, da. Ești o femeie frumoasă și ai fost întotdeauna. Înainte de soțul tău, ai fost foarte curtată? Să știi că n-am avut așa, n-am fost așa curtată. Pentru că zici tu că sunt așa, dar eu m-am considerat totdeauna o femeie mai banală, așa, nu că să ies în evidență, nu știu cu ce. Doar dacă ieșeam cu ceva în evidență, era felul meu de a fi. De a face atmosferă frumoasă, de a face surprize. Le făceam zilele de naștere la toți din familia mea. Le făceam lucruri frumoase și le dădeam și bani pentru că Dumnezeu mi-a dat mie, de ce să nu dau și la altul. Și era ceva frumos. Și când a fost, cât a trăit bărbatul meu, am fost respectată și iubită și n-au fost niciodată gelozii între noi. Mă, niciodată în meseria asta, când mă duceam tot timpul, mă vedea la filmări, la asta, și la filmări n-am mai pui mâna pe unul, hai mă să facem o sârbă, pentru că așa trebuie să fie, da. Miserie. Dar el niciodată nu era gelos. Cred că a știut. Da, păi asta zic, că nici el n-a greșit, nici eu, și atunci n-aveam de ce să am, sau chiar dacă o fi greșit, nu știu și... A ști ceva. Ce nu știm, nu ne rănește. Așa e. Mai bune situațiile astea. Exact, așa este, da. Vreau să spun că mulțumesc Lui Dumnezeu pentru cum sunt, pentru ceea ce am,
Nu sunt nici sus, nici jos, pe la mijloc, pentru că îmi place să am trepte de urcat. Da. Și ce vrea Domnul în continuare? Dacă eu mă țin de dacă fac ceea ce îmi place și dacă o fac bine, n-are de ce să fie nimeni. Știi tu că pe Facebook mai sunt tot felul de mesaje, că de ce mai cânt, că să las locul la tineri, că așa. Păi dar ce, cu ce sunt eu divină dacă pot să cânt? Cu ce? Să știi că nu ești singura. Știu eu, am avut o discuție cu un model în viața asta pentru mine, doamna Sofia Bicovean. Și pentru mine la este fel. Este un model. Miracol de femeie și când apare ca o lebă, exact, și grațioasă, da. Și puținută, vocea aia. Să nu ne mai aducem aminte de cântecele ei de leagăn, că sunt ceva, s-a inventat pe lumea și asta. Și bocete și toate alea. Liuli, căuta Sofia Bicovean, ca și veți înțelege ce spun. Și îmi spunea cam același lucru acum niște ani. Am rămas proastă în drum. Zice, uite, sunt oameni care mă întreabă de ce mai cânt. Poftim? Păi lumea, da, fără tine, fără Sofia Bicoveanca, fără numele astea, de când le auziți cade capul de rușine, ar fi lumea mai săracă. Da, Teo, când ne ducem în spectacole, eu pe cuvântul meu, eu nu știu dacă sunt acolo. Atâta plăcere poate să-mi fac și așa de bine mă simt. Și înainte de a intra în scenă am o emoții. Dacă nu mă vrea lumea, dacă nu fai, dacă nu. Și de unde? Când intru în scenă și văd aplauz, simt tot, toată, mă, îmi dau o energie mie ca eu să transmit tot ce am eu mai bun pentru ei. Ți se cer cântece cu vocea tare așa? Da, eu ara cântă și mie cu tare. Dar numai live cânt. Știi. Da, pentru că îmi place și pentru că pot. Știi cum zic? Pentru că pot. Pot în continuare, da, să cânt și ar fi păcat să mă duc cu pozitivii cu asta. Sunt situații în care poți să te duci cu pozitivul, că nu e pentru orchestră, nu sunt astea și mai cânt. Dar caut să cânt tot timpul multe cântece live și mă simt foarte bine și ei mă aplaudă extraordinar de frumos. Și am fost pe litoral și am avut norocul Teo, marele noroc, acum, în ultimul timp, să cânt lângă soliști pe care n-aș fi crezut niciodată că pot să cânt. Tineri. Cum este Fuego, cum este Raul, am cântat cu Gabi Dorobanțu, am cântat cu Ștefan Bănică, în spectacolul lui, 4 zile a fost la Sala Palatului și o zi la Cluj. A fost ceva extraordinar de frumos și am cântat mi-e dor de ochii tăi ce-au fost atât de răi. Mamă, și cum a reacționat sala? Și îi mulțumesc din suflet, da, lui. Să-ți aduc aminte ceva. Eram în emisiune, live, cu Liviu Teodorescu, lângă mine, Mioara. Și Liviu cânta Obsesia. Și am băgat de seama așa cu coada ochiului că Mioara știe versurile. N-am mai stat la discuții. Și după ce a terminat Liviu, care o respectă și el, cum toți de altminteri și o iubește pe Mioara, mă duc la Liviu și zic, mă zic că Mioara știe versurile. Oh, păi zice, Mioara, nu vrei să cânți cu mine live? Nu vă spun ce duet. Da, ce frumos a fost atunci. Ce frumos, da, a fost, da, și da. Cum a fost așa și tu spontană, cum ai sărit la cap. Și el pe pozitivul lui, pe negativul pe lui. Pe negativul lui, el, da, cânta live, da, vocea Mioara cânta live cu vocea, dar trebuie să-i fi văzut pe scenă. Ea nu e vreo înaltă, cât ai, 1,62 m și 3, da. Liviu, știți că nu se mai sfârșește, ceea ce e perfect. Și arătau pe ce, uită, Liviu se uita la ea cu dragoste, așa, ea se uita în sus, gala fiu, dar a fost un moment, și acum când îmi amintesc. Da, a fost foarte frumos. De aia zic că tu ne-ai provocat și nouă ne place așa ceva, mai ales când putem să o ducem, scoatem la capăt cât de cât. Așa cum ți-am spus că am cântat cu Ștefan Bănică, iar acum, Teo, suntem în... m-au prins într-un proiect extraordinar de bunmăruță cu Andra. Oh, ce frumos! Tradițional. Măi, nu pot să spun ce e acolo. Și vreau să-i mulțumesc lui Andra
pentru că a dus muzica populară pe cele mai înalte tăi. Da, da, măi, au fost aproape 13.000 de oameni la pe, Londra, la Londra, măi. La Londra, pe O2, nu știu pe cum să... Da, da, arena... Aia mare. Wembley, nu știu cum. Wembley. Da. Wembley, da, așa. Da, da, da. Așa. Și cum a fost mare, acum în Germania, a fost 5.000 de oameni, mă. A fost ceva de vis să cânte sala odată cu tine, toate cântece. Bineînțeles că au fost români, au fost și străini, pentru că atmosfera a fost extraordinară. Deci bodyguards-ii nu mai știau ce să facă, că ei nu erau obișnuiți ca toată lumea să, să scoale la dans și să facă nu știu ce. Și ce s-a întâmplat? Îi umblau printre... Aștept, stați la loc, dacă au văzut pe luar, mi-au prins și pe ei în joc. Hai mă, că asta e o petrecere frumoasă. Bodyguards-ii deci, erau de ai lor englezi sau... De ai lor era, de ai lor. Îți dar și imaginez londonezul da. Da, de asta îmi place extraordinar de mult că Andra și Fuego da. Aduc muzica populară și aduc tineret, mă. Și asta este extraordinar de frumos să poți să te asculti, nu numai cel de vârsta ta, să vină tineretul și să cânte. Păi că eu când cânt, așa-i Horai, Catrin și le rată, păi nu mai trebuie. Eu nu cânt asta. Cred, cântă eu publicul. Eu nu cânt, cântă publicul, ia, da. Zice eu nu cânt asta și zic că mă odihnesc. De aia zic, de ce mă puneți, mai fraților, să cânt mereu? Ca să o înveți ca lumea. Da. Știu că n-ai așa studii muzicale de învățat cu nu. Puricii pe... De pe prispa case. De pe prispa case. De pe prispa case și cred că mi-a prins foarte bine pentru că e adevărat că e drept să știi note și să ai o școală de muzică. Dar eu n-am fost nici la o școală de artă populară, nici la școală de muzică, nici conservator, n-am absolut nimica. Deci nativ, de pe prispa casei am învățat de la mama mea, care era o foarte bună cântăreață a satului, da. Așa, și am moștenit asta. Și poate că Dumnezeu a zis așa, măi, hai să-i dăm ceva, că eram slabă, cu părul alb, nici ziceai că sunt o stafie, slabă de tot. Și tata zicea, Dumnezeu să le... Mă, Ileana, ce ne-o face noi cu fata asta, că tare slabă? Și uite ce păr alb are în cap. Erai blondă rău. Dar rău de tot, da. Bălaia îți spunea. Da, bălaia, da, așa spunea, da. Și cu timpul când am crescut, eu singur am plecat la drum, singur m-am prezentat la un concurs în 63 la Rapsodia Dunării din Galați și când Dumnezeu îți dă, să zice așa, că chiar dacă am mai spus-o, să zice că când se naște un artist, Dumnezeu îi atârnă o stea în leagă. Ce frumusețe de da. Formă! Dumnezeu i-a târnă o stea în leagă și dacă mi-a dat acest har, eu de ce să nu respect ceea ce mi-a dat Dumnezeu? De ce să nu fiu mulțumită și să mă rog tot timpul? De ce? Am auzit o poveste și voiam să o verific cu tine. Tu, plină de umor cum ești tu, cântând cu ansamblu. Mie mi-a povestit, cred că e unul din ansamblu. Și te întreabă cei din ansamblu... Doamna Velicu, în ce tonalitate cântăm? Și tu zâmbind te-ai întors și ai zis, nu știu, interesează-te. Nu, zici, eu zic do. Și major sau minor, zic, te interesează. Dacă adevărul și că nu știu. De asta sunt, să zic, un analfabet în ale muzicii. Ca, ca note. Scritură. Da, da. Dar așa am ureche muzicală. Nu trebuie nimic. Te-am și cu că domnul Teodorescu. Eu, urechile mele, nu trebuie să zici. Trebuie să vin să ia ei după mine. Nu trebuie să, mai ales la o petrecere privată. Când avem spectacole, face repetiție, să știi tonalitatea, să știi totul. Și când mă duc la o petrecere, la o nuntă, îi zic așa, acum, do. Și major sau minor. Nu știu, do. Treaba ta nu-i... Păi ce știi, da. Pentru că eu, dacă sunt solicitată, înseamnă că spun, am ceva de spus și că pot în continuare să țin o nuntă întreagă. Am fost la Brașov la o nuntă și trebuia să vin, nu pot să spun, o formație. O formație. Așa, și n-am mai venit și atunci eu am ținut toată nunta. Da. Cât poate cânta un artist de muzică populară poți legat? Poți să cânti 3-4 ore. Păi să vezi de ce te întreb, că sunt unii care n-au tehnică vocală, deci am mai mititei, de acord, mai la început, mai lipsiți de experiență, care trag pe gât, trag pe voce
Și după primele trei piese începe să dea rateuri. Deci îți trebuie o tehnică să cânti patru ore legate. Nu, eu nu știu, Dumnezeu știe. Eu nu știu. De asta spun că n-am făcut niciun fel de exerciții. Nu știu. Nu. Eu așa când, eu mă scol dimineața, mamă, și-mi merge vocea. Câteodată nu merge chiar atât de bine pe scenă și nu o simt eu că dau eu tot ce trebuie și că, na, mai răgușesc și eu, mai na, că fiecare om. Dar revin. După două, trei cântece, imediat revin că... Și cânti poți în casă, da, da, da. Cânti în casă? Doamne, păi da, acolo îmi fac repetiții, eu să vedem cum merge, ce ar fi să cânt asta, dar ce ar fi să fac asta, dar ce ar fi să fac asta. Eu am făcut o încercare de a cântat, eu nu știu textul, dar cânt Norma. Așa. Da. Mă, și mi-a mers atât de bine, vocea m-am imprimat și zic, uite-mă că ar trebui să o fac... odată așa să fac la o emisiune, să fiu provocată și să pot, dar nu știu textul. N-are nimic, îl găsim. Eu nu știu nici Norma, dar păi să o căutăm noi pe YouTube, că altă treabă... Da, Teo, depinde de felul cum te prezinți în fața publicului. Și depinde și cum privești viața. Și cum privești viața, asta am vrut să spun, da. Pentru că sunt necazuri, cu toți trecem, dar dacă m-aș lăsa doborâtă de atât cât am pățit eu, cât am dus eu pe lumea cealaltă, să zic, i-am pregătit acasă și am suferit enorm de mult, totuși a doua zi am putut să mă țin de meseria mea. Adică nu am stat să zic, într-adevăr când l-am pierdut pe bărbatul meu, un an de zile am stat aproape în fiecare zi la cimitir. Mă duceam tot timpul la cimitir și plângeam. Și asta până când s-a supărat fiica mea pe mine și a zis, mamă, nu te gândești că mai ai în urmă o fată, o nepoată, noi ce facem? Ai familie, ai alt... Gândește-te că asta e viața. Dar eu nu vedeam, nu se poate. Tot timpul plângeam, nu puteam nici să cânt, nici nimica. Mergeam la cântări, dar vai de capul meu cum cântam. Deci tu ai reușit să duci la cântări? Da, da. Și atunci, pentru că am fost într-o emisiune la Antena 1 și mi-a rupt mâna. Poftim? A fost o din asta provocare? Da, și cu Dan Negru, era Academia Vedetelor. Da. Și mi-am rupt mâna. Dar am stat tot timpul. Doamne, până că, chiar zicea Dan Negru, n-am văzut așa ceva, ca să nu strică emisiunea, adică era asta să filma și n-aveai atunci pe cine să chem. Și eu am stat așa și am făcut toate vai. Da, și nu, adică mi-a dat Dumnezeu putere, mi-a dat curaj, mi-a dat asta și așa cum zici tu, că nu trebuie să te uiți, cum zice Sofia, nu te uita în buletin, uită-te în sufletul tău și vezi ce e acolo, da. Asta e o lecție pe care nu știu dacă poți să o înveți, că toată lumea se duce la cursuri de dezvoltare personală. Sunt anumite lucruri pe care ori le ai, ori nu le ai. De exemplu, tăria asta, dacă nu ți-a dat-o Dumnezeu până acum, nu o să ți-o dacă vrei tu. Băi, sigur că da. Asta crezi și eu, cred că trebuie să fii cumva construit ca să mergi mai departe. Așa a zis, să treci prin greutăți, să treci prin bucurii, să dai din ce ai tu, să înveți și alt, dacă vrea să înveți. De exemplu, sunt generațiile astea acum care vin din urmă, sunt foarte buni, Teo. Da, am văzut. Foarte buni, Teo. Și mă bucur din suflet că rămâne muzica populară pe mâini bune. Adică sunt atât de conștiențe, o parte din ei, de nu se poate. Mai sunt și mai puțin. Răziți. Dar ăștia duc de nu se poate, foarte buni și frumoși, cu costume frumoase și știu să-și facă atmosferă și să facă și mă bucur din suflet. De-aia mă simt bine cu ei. Când mă duc, mama mioară, că așa îmi zice, mama mioară, haide să mergem, hai să facem, așa. Ce ar fi să facem? Am făcut un soacra cu trei norori, un proiect cu ei și fiecare trei băieți moldoveni, da. Ilie Caraș, Grigore Germa și Nicu Mâță și și-au luat fiecare. M-am gândit eu ce o să fie nevastă din toate zonele, din Oltenia, din Ardeal și din Moldova. Da. Mă, da, a fost extraordinar de frumos. Atât de frumos a cântat.
Nu, nu, am imprimat. Ah! Am imprimat și a avut nu știu câte vizualizări, că nu știu. Ai nu mă pricep eu, da. Nu, nu bine mă pricep. Zis, dar când l-am cântat la televiziuni, l-am cântat la... A fost foarte frumos. Soacra cu trei nurori. Dar tu de la cine ai învățat, de fapt? Bine, de la mama înțeleg, talentul nativ. Dar pe măsură ce ai crescut și ai început să-ți capeți modele pe scenă, care au fost? Păi... Prima dată și prima dată, modelul meu a fost Sofia și rămâne și va fi. Pentru că ea era moldoveancă, bucovineancă, da. Dar îmi plăcea foarte mult stilul ei de a se prezenta la scenă. Am căutat să nu o copii, pentru că n-aș fi putut să fac are ceea ce face da, singur, da, că da, nu da, poate da, fi. E unică în felul ăsta, e da. Nu pot să fiu așa, dar... Am căutat să fac tot ce-i bun și avea tot ce-i bun. De ce să nu recunosc? Chiar dacă o parte din cei care mă ascultă zice că prea, că nu-i laudă. Asta nu-i laudă. Asta este, nu există să, un om, nu există un om să nu ai model. Oare există? Eu am auzit pe la televizoare, pe internet că da, există. Dar, na, noi na. Două, eu nu știu, eu zic așa că ca să pot să fac mai bine sau să fac în stilul meu, trebuie să-mi văd la cineva. Eu am urmărit foarte multe filme, eu am urmărit emisiunile toate, să văd cum e acolo, cum e acolo. Deci m-am documentat, să zic așa, și mi-a prins extraordinar de bine. Și fac în continuare, de aia și sunt așa. Ia să văd acum ce mai fac eu așa. Am niște texte, acum niște proiecte. Mă, dacă eu trebuie să mai urc. Și pentru că vorbeam mai devreme, au trecut minute bune de atunci, despre relația ta cu Dumnezeu. Care ți-a dat? Ca asta spune, că mi-a dat Dumnezeu, de ce să nu dau mai departe? M-a ajutat Dumnezeu, de ce să n-ajut mai departe? Cred că nu numai pentru mine, cred că pentru întreaga omenire, că asta e ultima speranță, Dumnezeu. N-aș putea spune că sunt o habotnică și mă duc toată ziua în biserică și nu știu, dar rugăciunile mele pe care mi le fac, le fac cu credință și zic, Doamne Iisus Hristos, dacă am uitat, iartă-mă, Doamne. Mama m-a învățat de când eram mică să spun așa, Doamne Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătoasă sau Maica Domnului, acoperă-mă cu aripile tale cele îngerești și încinge-mă cu brâul tău cel sfânt. Ce frumusețe! Da. Și îmi place să cânt pricesni, eu nu prea le știu așa, dar pe cele care le aud și care sunt frumoase, le cânt și chiar le cânt și la biserică când mă duc. Eu mă duc foarte des la Mănăstirea Plumbuita, unde preotul stareț tot timpul are grijă să-mi spui, ține postul, vină și te mărturisește și te împărtășește și de câte ori plec la drum, îi dau telefon și îi spun, binecuvântați-mă să am drum bun și să mă întorc sănătoasă acasă. Lucrurile astea tu nu le spui foarte des, pentru că nu ești genul de om care să se fălească cu da, ce face. Da, da, deși nici nu trebuie. Și nici nu trebuie. Credința, dacă o ai în suflet, tu știi că la noi în țară cel mai bine funcționează fabrica de cuțite. Serios? De cum da. Așa? Păi așa, pentru că cuțitul în spate, nu ți-l scoate nimeni, mai înfige unul. Da, și fiecare da, avem da. În spate ca aici. Suntem așa de răi, o parte din noi. Suntem așa de răi și ar trebui, și am observat asta, cred că în pandemie. Acolo, bine, a fost și încărcătura emoțională. A fost. Uriașă. A fost ce a fost mai rău. Eu n-am crezut în viața mea că nu o să am voie să cânt. Eu era nu am periculos. Crezut în viața mea. Era periculos, sigur că da. M-am și vaccinat, m-am lăsat, nu puteam pleca, nu puteam asta. Dar am zis să fie bine, să fie, mă, dacă ăsta e, așa trebuie, așa trebuie. Așa trebuie. Știi cum zicea Ardeanu? Dacă trebuie, trebuie. Dacă trebuie, trebuie. Da. Te-ai lăsat vreodată complet în mâna lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, facă-se voia ta și asta a fost? Da, întotdeauna. Întotdeauna Teo, pentru că nu am de unde să cer. N-are nimeni ce să-mi dea. Nu poate nimeni să-mi dea decât Dumnezeu. Uh-huh. Dacă Dumnezeu zice, gata, de mâine nu mai cânți, el știe. Dar tot te temi. Da. Vorbeam noi la început. O să-mi pară rău pentru că și sunt pregătită Teo în momentul când voi vedea că publicul nu mă mai aplaudă, atunci trebuie să mă retrag. Chiar dacă eu pot să cânt, dar trebuie să mă retrag, înseamnă că
nu mai ceva se întâmplă, nu mai sunt plăcută, nu mai transmit sau poate nu știu, dar eu caut tot timpul să fiu pe scenă. Eu când intru pe scenă și când văd publicul cum eu nu vreau să mă lau, gata, asta nu spun, că să vadă alții, că mai bine așa să vorbească altcineva despre tine. Eu sunt mulțumită de ceea ce fac, eu sunt mulțumită de familia mea, sunt mulțumită că de credința pe care o am în Dumnezeu și ar putea să fie și mai mult. Și fii de oameni care sunt lângă tine, de fapt, da, și de nepoată. Da, da. Zine da, ele sunt bucuria nepoate, mea, da. Sunt bucuria mea, fericirea mea și eu o iubesc pe fiii mea de nu mai pot, da, nepoata. Nepoata este nu știu mă, poate, eu cred că toți bunicii sunt așa. Am auzit. Că eu nu se poate, de când s-a născut, eu sunt nebunită după ea. E o fată frumoasă, o fată cum se cade, își vede de treaba ei, a făcut totul așa, nuntă, tot ce a trebuit. Dar nu stați în aceeași casă? Nu, acum s-a mutat, am stat la început, până când s-a măritat, da, am stat împreună cu ea și cu fiii mea, acolo în Cosmopolis și prum și-a făcut și ea acasă, tot în Cosmopolis. Și da, bun, că voiam să te întreb cum te-ai despărțit tu, după stat atâta, nu. Stăm extraordinar de bine și mulțumesc Dumnezeu că mă răzbun și eu acum, de pe timpul când era frig în casă, când îi spunea al bărbat mea, hai să ne îmbrăcăm, să ne culcăm, că era frig. Da. Acum n-am treabă acolo, stau în niște condiții foarte bune și cred că așa ar trebui să stea. Nu e extraordinar și n-am nu știu ce, dar e căsuța noastră, e căldură, e bine, e liniște, e pace, eu mă duc, ele nici nu știu câteodată când plec eu pe undeva și odată, unde ești mamă? Ei, am plecat la cântare, mă duc, nu vor să mă mai lase, că zice că să mă odihnesc, să mai fiu mai mult timp pe lângă ele. Da, da, e adevărat, dar pe tine de asta te... Mă ține, da, mă, eu nu pot, dacă 3 zile trec și eu sunt acasă, aoleu, ce mă fac? Eu nu unde să mă duc. Că nici n-am acolo, pot să ies, că sunt magazin, dar mi-e greu să ies în oraș. Când stăteam în București, în piața aia, încule mă duceam unde voiam eu. Dar aici mi-e greu și nu am prieteni așa vecini că să mă duc, să stau de vorbă cu oricum, de ei cum sunt la țară, știi? Da. Și de-aia tot timpul plec la țară, mă duc și îmi văd de primăvara până toamnă, da, așa? Da, da, da. Am stat așa de primăvara până toamnă, toate cântările mele erau în Moldova și era foarte bine. Știi? Dar cum să... Dar stăteai cu cineva acolo? Cu cine schimbai eu? Cu fratele meu stăteam. Da, cu fratele meu, da. Cu fratele meu și stăteam și era foarte bine și mă încărcam cu energie și îmi dădea așa, mă simțeam foarte bine, numai că mă uitea că doar eu în sat, vai de capul lui să zic așa, că a plecat foarte multă lume și au rămas bătrânii satul. Dar eu mă simțeam foarte bine acolo și mă simt în continuare și mă uit pe balcon și mă uit acolo pe dealurile alea, unde eu pășteam vacile și unde ne jucam cu copiii și unde mă duceam sărbătoarea, se făcea de 3 zile a Paștelui, era petrecere la noi, hora satului, da? Și seara bal. Și la balul ăla se întâmpla ceva? Se prezentau fetele? Veneau părinții cu ei, veneau mamele, Geana. Dar sigur, veneau mamele. Asta și zeam cu cizlim, pe cine o ia fata mea, pe cine o lua pe fata mea la dans, la asta. Eu mă duceam cu sora mea, era mai mică, și mă duceam cu sora mea căci că mama mă trimitea ca bodyguard, știi? Dar eu, și spunea, sora mea avea un prieten și zic, dai-mi oară, du-te mai departe în forul casă. Mai stau și eu de vorbă, să pupi probabil stau, sau așa, da. Și eu, ei, lasă, nu, mă duc, te spun la mama dacă nu. Și îmi dădea câte o bomboană sau câte ceva și mă duceam mai departe acolo. Cine n-are bunici la țară, nu cunoaște adevărata copilăriei. Da. Iar acum și cu bunici la țară parcă tot e complicat. Acum la țară toată lumea și-a făcut condiții. Uh-huh. Și trăiesc foarte bine. Au o baie, au... Ceea ce e minunat. Da, da, mobilă ca da, lumea să da, doarmă, da. În grădină, un om care e gospodar. Nu există să nu aibă tot ce îi lipsește, să zică, să ducă să cumpere de la magazin. Și mi-e ciudă când oamenii de la țară se duc și cumpără de la magazin. Păi cum să nu fac eu pâine? Păi cum să nu-mi cumpăr eu? Să n-am o roșie, să n-am o găină, să n-am un porc acolo, să cresc, mai ales că nu, sunt 2-3 copii și copii. Cum să n-ai așa ceva? Că te duci să cumperi carne de la... Săpunul și șamponul nu poți să-i le faci în casă. Da, Teo, da, acum ce să mai... Deci la magazin.
Păi tu sigur că da, dar ce săpun făceam noi. Da. Dar cu vrecii aia, ce să era de la săpun, o spălam rufe cu ea. Cum să nu? Mamă, sau cenușa. Leșie pe atunci. Leșie, da. Leșie. Cenușa, o puneam în apa clocotită peste cenușa aia. Mamă, și așa niște rufe și le punea iarna la uscat. Și ager. Mamă, și când le aducea în casă. Erau țepene. Da. Și un aer extraordinar. Parfumau toată da. Casa. Da, mă, da. Dar le aduce, zice că table. Le puneai pe pat sau zic, cerșaful. Dar noi, de Crăciun, în ajunul Crăciunului, la noi se făcea turte. Nu știu dacă știi tu ce sunt alea. Nu, dar mi-ai explicat. Se zice că pelincele Domnului, nu știu cum se spune aici în regat, așa. Dar noi făceam turte da. Și le uscam, le prăjea pe plită, le plăcea și 3 zile le lăsa la uscat. Și pe urmă le punea un rând de turte, un rând de zahăr, nucă cu lămâie și iar turte, că zicea ca un fel de baclava. Da. Da. Dar era, doamne, și nu mâncam nimic în ajunul Crăciunului. Mamă, și murei numai turte, din alea trebuia să vină preotul să le sfințească și pe urmă noi mâncam alea. Era foarte bun. Deci, eu când am venit în București, am făcut în continuare mâncare, așa cum făceam eu acolo. Acum nu mă mai lasă fetele, deci că noi nu mâncăm. Și atunci să fac numai pentru mine. Puteți da, să faci mai fac, mine, mai fac, dar dacă sunt tot timpul plecată, poate dacă aș sta tot timpul acasă, sigur că mi-aș pregăti și aș face, că știu să fac, nu mi-e greu. Și mai ales că sunt tot felul de astea pot să cumpăr. Mie mi s-a părut, iartă-mă, dar trec de la una la alta, mi s-a părut genial felul în care te schimbi. Și eu am rămas proastă. Mioara Velicu aici de față este soldat. Zic, Mioara, să te duc într-o cameră alături. Nu, zice, eu un colțișor în 3 minute gata. Fuf, nija. În 2 minute și a ieșit disciplinată. Da, pentru că eu am fost 16 ani la ansamblul Ministerului de Interne. Și acolo cântam la soldați, primul spectacol, cântam la soldați în sală și când zicea, gata, au intrat soldații, toți trebuia să fim îmbrăcați, tot trebuia. Într-o clipită eram toți îmbrăcați. Da, deci tot da. Ce vedeți e pus într-o secundă. El își se mai întreabă lumea, cum e că acum se vorbește într-una despre asta cu drepturile de autor. De exemplu, o interpretă de muzică populară cântă o piesă. Se înregistrează undeva piesa respectivă, astfel încât... Da, o să înregistrează, și dar eu nu știu. Cum nu știi? Eu nu știu unde să mă duc, eu nu mi-am înregistrat piesele, nu știu. Eu le-am dat așa, la Electrecord, dacă mi-a făcut, sau la radio, sau asta. Eu n-am știut să mă duc, sau nu știu să pun pe Facebook, sau pe YouTube, să-mi pun melodii, sau în pagină. Oi fi având care a făcut-o alții. Și ei poate îi primesc, dar nu mă interesează. Las să primească că mă pune și mă vede lumea, știi? Da. Da, și nu sunt înnebunit. Eu nici n-am mai dus să mai declar la credit, am de vreo 5 ani de zile, pentru că e rușinos. E rușinos să-ți dea 300 de lei, 200 de lei și eu dacă nu mai apar eu pe ecran și pe radio și asta, nu știu cum să spun. Și când am văzut că e așa o rușinos ca să îți dea 20 de lei, 30 de lei, 300 până mai mult nu îți dă. Și nu m-am mai dus să mai declar. Păi eu dacă mă duc să declar acum, eu pot să declar, să spun că am 100.000 de emisiuni și tu nu controlezi? Păi așa, de ce să mă mai duc eu? Controlează tu. Trebuie să-mi dai niște bani. Da, și... Nu știu, acum trebuie să mă duc, că ferească Dumnezeu să mi se întâmplă ceva și ca cu dreptul de autor trebuie să trec pe fiica mea să rămână, pentru că ai văzut că s-a întâmplat la mulți soliști care au plecat la Domnul, n-au făcut ceea ce trebuie făcut ca să lase la copii. Și au trebuit să facă umbli pe la avocați, să facă tot felul de asta. Eu nu cunosc lucrurile astea și tot am zis că să mă duc cu cineva să totuși să rezolv treaba asta ca să fie pus la punct, așa cum am făcut și la cimitir, să n-aibă nimeni niciun fel de probleme. Fata mea să nu aibă griji decât atunci să se ocupe de alte probleme. Aoleu, hai că n-am terminat bine. Dar o dregem noi. Da. Următorul tău spectacol mare este pe data de... Nu că mare, foarte mare. E pe data de 30 octombrie da. La Sala Palatului. Mioara Velicu cu invitați de seamă. Nu vrea să ne zică ceea ce nici nu întrebăm.
Nu întrebăm, de ce să întrebăm? Mai bine suntem în sală, ne întâlnim acolo cu Mioara, venim cu Grei, mulțumim. Doamne, Teo, ce bucuroasă aș fi să te văd eu acolo și să fii tu. Adică îmi doresc extraordinar de mult oameni dragi mie să fie în sală, dar bineînțeles că o să fie și familia mea, însă am foarte mari emoții. Mă gândesc, nu știu, să fie sala plină, să zic eu așa, să fie sala plină. Așa va fi. Să dea Dumnezeu și să... Eu am multe de făcut și o să fie un spectacol foarte frumos cu invitații, o să fie pe măsură. Îți mulțumim încă o dată. Și eu mulțumesc, Teo, și mă scuz că merge gura turului ca la... Mă bucur din suflet că am venit să vorbim despre tine, nu despre mine. Și acum, pentru că v-am povestit la începutul emisiunii cum am dus eu la Cotnar și am putut să vizitez la via, am văzut peisaj, am văzut zona aia superbă, dar n-am intrat să văd procesul de fabricație. Acum, pentru că v-ați tot uitat la cele trei vinuri pe care le avem noi pe masă, v-ați gândit cu siguranță, bă, ce fac eu de sărbători? Păi puteți să le comandați online pe cramelecotnar.ro, www.cramelecotnar.ro, iar pentru vinurile nici dulci, nici seci, demidulci, se va face o reducere de 20% dacă puneți acolo codul TEO20. Treabă online, vine vinul acasă și veți avea cu siguranță, nu că nu v-am dorit și noi, vă dorim și noi toți sărbători fericite!